Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou match de Overwatch. Da, nu-i competitiv, vreau să-l mai încerc încă o dată pe Nenia Doomfist, să vedem dacă reușim să dăm niște pumni în șlubă. Dacă place seria asta, nu uita să plesniți butonul de licheu, facem 3 like-uri și suntem super mega forță. Avem o echipă destul de ciudată, adică DPS, DPS, DPS și în teorie ar fi și asta DPS, deși nu mi se pare a fi DPS, dar în fine. Vedem ce o să fie. Acum am observat niște faze din astea, gen te-ai dus, nu trebuie neapărat să-l încarci asta la maxim. Dai pumnul și după încep și dai cu chestiile astea. Deși auto-atacurile nu cred că sunt cine știe ce. Și îți poți încărca shield-ul cumva. Cum? Nu știu exact, am văzut că dacă îi dai un pumn la unul gen cu chestia asta îți dă un shield. Acum nu știu cât poți să-l încarci la, până la cât. Și destul de nașpa pentru că trebuie să te bagi în fight ca să faci chestia asta. Adică nu poți să-l încarci de la distanță sau ceva. Ceea ce e destul de aiurea. Bine, și nu avem niciun tank de data asta. Că Diva e off tank. Restul DPS și avem un healer. Oricum o să-l mai încerc campionul. Probabil că o să primească ceva diferit pentru că mi se pare destul de slăban în momentul de față. Dar om vedea ce și cum. Și fiind pe harta asta, o să fie super dificil pe atac. What the fuck? Lovește pe Tracer dacă poți, când e în stânga și în dreapta non-stop. Numai din ăștia văd că joacă oamenii campioni cu o grămadă de DPS și chestii. Vii aici, fraieră. Și ca să ar fi tot felul de combo-uri. Bine, nu o să-mi iasă niciodată combo-uri cu un campion care nu prea îmi place, dar încercăm. Nu știu cât damage dau chestiile astea. Ei, dacă prindeam pe zdreanță, ce fain era. Dar n-ai cum, frate, cu asta n-ai cum să o prinzi. Bun. Practic am luat assist la asta. Nu, asta nu-mi dă auto-atacul. Ar fi trebuit să fac o chestie prin care auto-atacul să-ți dea shield. Ca să nu fie chiar super fucking șlap. Dar i-am dat asta un pumn direct în mufă. Păcat cu pușca bombele fix lângă mine, trebuia să dau shift-ul și să plec de acolo. Dar pumnul l-am dat, direct în mufa asta și eu am 3 kill-uri și primul din echipă. Mă, dar ce urlă ăsta? Parcă strânge cineva de Billy. Dacă v-ați prins. Hai că n-au plecat până în temniță. Ce l-am pleznit acolo pe vărul. Și vedeți, acum aveam un shield. Dar a plecat shield-ul. Bun. Hai că bine până acum. Adică, na. Nu? Nu a ieșit. Practic am 4 kill-uri, ceea ce e ok. Opa. Dacă dă vărul cu Meteor Strike-ul, pumn în gură. Bam, în gură din nou. Mă, nu știu cum dai stun-ul ăsta, frate. Bam, în șlubă, fratele meleu. Nice. Hai, bă, serios, cum naiba. Al dracu, am medalii de aur cu ăsta, ești nebun. Băi, interesa campionul, dar nu-i genul meu. Ce drept îmi place foarte mult de ultima ta. Asta e genială. Bun. Mie și ca să vă faci o idee cât timp mult și eu despre harta asta, nici nu știu unde e Objective B. Dacă nu mi-a arătat chestia aia, n-aș știu unde să mă duc. Hai, vericule. Cred că asta e mai greu de luat. Ba nu. Sau?
Panoramo! Bun, știi să faci așa? E, și în teorie dacă și pălești, na. Iese bine, dacă nu pălești, nu prea. Vine meteorul, mâncava și. Point toate, ai belit-o. Panzo. Ai mă, și-am dat asta un pământ, ești nebun? Cred că dacă încărca mai mult, îl spărgeam pe fătălău. Am apucat să dau acolo un pum la lor. Oricum e interesant ca și mecanică. Acest campeon. Hai vere că dacă vă iau pe la spate ați belit-o. Sau nu chiar. Dacă vă iau pe la spate și vă și pălesc, cred că ați belit-o. Al dracu mă de bulangiu. Bă, important e că din 6 persoane nu sunt ultimul. Practic ăsta e al doilea meci cu Varu, hopa. Îmi place. A, deci îți arată și raza unde pică, am înțeles. Nu știu ce aveam impresia că aia nu arată. Deci știe unde o să apari. Hai bagabantă că-ți dau un pumn în șlubă din ai mai văzut așa, ce? Vai mă, serios. Dar trebuie să mai jucăm și noi tracer, că aparent ar fi un counter perfect pentru ăsta. Adică așa pare, în momentul de față. Că e counterul perfect pentru nenea Doom. Deci nu știu dacă are vreo poveste în care chiar să fie și counter. Story mode. Mamă, cât am sărit, ești prost, am sărit hăpt în gârlă. Cum dracu am nimerit fix în aia, nu-mi dau seama. Dar interesant cum am deplasat așa mult. Ce mi se pare ciudat e cum am ajuns fix în chestia aia. I'm not finished. Aia e, dacă ți-i prindeam bagabontă. Dar să-l dau. Ei, nu acum, o să-ți-l dau oricum. Aici e. Dă-te. Bă, că i-am dat pumnul, bă, frate. Nu-i corect. Obelită, nu? Hai, mă, serios. Lasă numai pe predict dacă reușesc să-i dai. Dar nu, n-ai cum, frate. Zboară în toate direcțiile, două dracu de ștoarfă. Iată o dară, pum. Mă, mă, dă-o. Hai, mă, serios. Am belit-o. Mi-e oricum și lipsă de heal aici și lipsă de tank. Nu pot să-l compari, dar o să-l vedem în ranked. Că o să-l joc și în ranked. Dar acum am meteor strike-ul ăsta. My ultimate is ready. Dar nu mai fugi zdreanță ordinară. Bine, oricum, dacă nu stă la spărtăneală, e degeaba. Păi, dacă... E bun. Nu-i campionul ăsta, nu-i pe gustul meu deloc. Cum dracu să mă bag între ei când eu am 250 HP și dau de aproape și trebuie să stau până mi se încarcă pumnul și vrăjel din astea, frate. Ăsta nu-i un campion de DPS, ăsta ar fi trebuit să fie făcut off-tank. Cum e Diva, cum sunt ăștia care au HP mult, mei, pui mei un escape, un ceva, o chestie, pe costa te-ai băgat, ai dat un pumn, ai omorât să zicem pumnul și după ce faci? Dai te uiți la FIFA. No, nu-mi place deloc. E fain ca și mecanică, sunt faine chestiile astea, na. I-am dat pumnul în șlubă și iale, dar păi, nu-i ce trebuie. Dar asta e părerea, nu trebuie să fie nimeni de acord. Dar cum fac să dau meteor strike-ul sus, nu jos? Și că și aia aș vrea să...
Dar am dat pumnul direct în mufă și l-am și spart. Cu 10 HP. Deci ăsta e genul de campion pe care te-ai băgat, ai spart unul și ai plecat. Sau așa pare. Deci există posibilitatea, dacă reușești să dai acolo combo, să dai și un shift și un E în ei, să-ți dea shield-ul ăla și posibil să reușești să ieși din belele. L-am spart? L-am spart, what the fuck. Nice. Mm-hmm. Da, liniștit, s-o și pălesc. Fă-ți dreanță. I-am dat un pumn. Da, ne-am dus dracu. Hai, dacă apucam să mai dau măcar un pumn acolo. Păi și pe mine cum am murit? Au, da, cu șobolănimea asta. Mi-am făcut 12 kill-uri, tot timp e mie cât a dat trecută. Și n-am, mai ales că nu pot să compari. A, pe ăsta e, ăsta e dezastru. Mai apucăm? Oh, mamă, ce fain am făcut stun-ul ăla. Uai, ce fain, aia, asta e și fain, bine. E bine, am făcut un double kill, fain. Și l-am întrerupt și pe, cum îl cheam pe ăsta? Pe prostamol 1 din ultimata. Ceea ce a fost fain. Deci nu o să fie play of the game pentru că nu a fost cine știe ce. Oricum a fost faină faza, chiar mi-a plăcut asta. What the fuck? Când a făcut triple kill ăla? Go fuck yourself, strange, cine e strange? A, ăla din echipa lor, dar asta nu cred că știe că vorbi pe team. Bă, not bad. Hai că-i dăm la fătărul ăsta că m-a enervat extrem de mult. Epic. Jail Snow, what the fuck? Jail Snow. Hai frate, cât urăsc chestiile astea. Nu au un buton de skip în pană. Așa, mai ținem un pic aici. Bun. Cam asta a fost match-ul cu nenea Doomfist. Bă, e un campion interesant ca mecanică, dar mi se pare super nașpa că e genul de campion. Te-ai băgat, ai făcut un kill și a ieșit, că nu prea poți faci mare lucru. Cu ultimata ce-i drept, dacă e prins într-un loc, cred că îi zdrobești. Nu știu dacă poți să omori pe oricine dintr-o ultimată, dar oricum e fain ca și idee. Dacă l-ar face un campion care să aibă măcar vreo 500 HP și un shield, ar fi de genial, pur și simplu demențial, ca și un off-tank. De exemplu, hai să ne uităm un pic la Diva. Ne arată cât HP are. Serios, nu-mi arăți cât HP ai? Skin-ul și din astea. Păi n-ai vrea să-mi dai și detalii despre campion. În fine. Cum ar fi Diva, de exemplu? Cum e Mei? Cum e... Hai să zicem, uite la Junkrat. N-are mult HP, dar dă de la distanță. Are multe chestii genul cu care nu trebuie să se bage în ei, să umfle. Torbjorn, din nou, dă de la distanță. Are turetă, are shield-ul ăla pe care și-l generează singur. Ce mai la... Orisa din nou, stă după shield, dă de acolo, adică, na, sunt campioni off-tank, mult mai ok. Și nu înțeleg ce îl face pe ăsta să fie DPS, când practic te bagi în EA. Adică, pui mei, până și Genji e DPS, se bagă în ei cu săbiuța aia lui, tot îi taie pe acolo, dar măcar are șurichene de la distanță chestii. Nu știu, mai este vreun DPS care să fie nevoit să se bage chiar așa în ei? Și ăsta de aproape, dar dă cu chestii. Are escape pe shift, are heal pe ultimată și vrăjeli. Nu mai este niciun DPS care să fie în genul ăsta și de-aia nu-mi prea place. Alea 4 auto-atacuri mi se par penibile, adică nu te bazezi pe alea. Te bazezi pe genul ăsta de combo, te bagi între ei, bam, i-ai dat pum, chestii trestii. Practic trebuie să aștepți, cred, ultimata și să faci un combo, ceva gen. Te-ai băgat, ai dat pum la unul acolo, ceva, un stand, după aia sar cu ultimata și mai plăznești vreo 2. Bănuiesc, o să încerci și faza asta, da. În episodul următor. Mersi fain de vizionare, forță maximă la 3 like-uri, salutare!